Vreau să citesc, frați surori, doar patru versete sau cinci dintr-un pasaj mai lung, chiar dacă o să fac referire la tot pasajul. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 35 până la versetul 39, inclusiv, pagina 1026 în Biblie. Puteți să rămâneți așezați. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus un blând a zis Iată mielul lui Dumnezeu! Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Isus a întors și când i-a văzut că merg după el le-a zis Ce căutați? Ei i-au răspuns Rabii, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el, s-au dus și au văzut unde locuia și în ziua ce au rămas la el, era cam pe la ceasul al zecelea, amin. Frați și surori, dacă cineva, în modul cel mai serios, mi-ar provoca să facem o listă care să cuprindă lucruri valoroase pentru noi sau valori pe care noi le avem în viața aceasta, pe care o trăim aici, în lume, oare ce am trece pe lista asta? Să putea să trecem. Lista aceasta, viața. Este viața o valoare. Ne luptăm pentru viața asta, nu? S-ar putea să trecem lucruri materiale. Că muncim în fiecare zi, ne trudim, alergăm de dimineața până seara, să acumulăm pentru că noi credem. Am trece oare pe lista aceasta ca valoare, familia. E familia o valoare. Chiar dacă unor copiii sunt mai răzvrătiți, nu se duc pe drumul pe care l-am trasat sau pe care am vrea noi să se ducă, dragii mei, familia este o valoare. Încercăm să strângem familia, să o adunăm lângă noi. Biserica este o valoare. Așa cum este ea, cu imperfecțiunile ei, cu, cu lucrurile uh, care o marchează uneori în mod negativ. Biserica este o valoare. Că, dragii mei, puteți spune multe dintre noastre că uneori poate ați ignora biserica, dar când ați avut necazuri în viață, a însemnat biserica ceva pentru dumneavoastră? Sigur. Dar câți dintre noi, frați și surori, ne-am gândit să trecem pe lista asta cu valori timpul? E timpul o valoare sau nu? Noi trecem așa prin timp, viața noastră se, se duce, se scurge prin timpul acesta, fără să ne gândim că timpul este o valoare pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și spun că timpul ăsta este o valoare pentru că în funcție de cum gestionăm timpul, dragii mei, gestionarea corectă a timpului impactează veșnicia noastră. Noi Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsa despre o biserică, despre o persoană din acea biserică, i-am dat vreme să se pocăiască. I-am dat timp să se pocăiască. Ce zice, dragii mei? Să ai timp să te pocăiești, adică să te întorci de pe căile rătăcite ale lumii acestea, din prăbușirea în și fără de lege. Să te întorci la Dumnezeu, pentru că ți-a dat timp. E timpul valoare. Da, dragii mei, câți dintre noi, în felul în care gestionăm timpul, ne-am gândit vreodată să punem timp deoparte să-l petrecem cu Dumnezeu. Să-l petrecem cu Domnul Isus Hristos. Câți? Nu e așa că suntem foarte aglomerați, foarte preocupați. Avem proiectele noastre, avem, dragii mei, planurile noastre. Nu ne ajunge timpul să ne împlinim planurile noastre. Cum să mai tăiem din timpul ăsta o felie să petrecem cu Dumnezeu? Dar știți că ține de noi lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a fost, a fost invitat într-o zi într-o familie, în casa din Betania, Marta, Maria erau acolo și spune Sfânta Scriptură că Marta s-a grăbit repede la bucătărie să facă pregătirile, avea musafiri. Maria s-a așezat la picioarele Domnului și l-a ascultat în timp ce Domnul vorbea. Știi ce a spus Domnul despre Maria atunci când Marta a comentat ceva și a zis Învățătorul, spune să mă ajute, nu-ți pasă că ea nu mă ajută, spune să mă ajute. A zis Domnul așa, Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua niciodată. Și ce parte și-a ales Maria? Să petreacă un timp cu Isus, într-un mod special. A ales să petreacă timpul acesta. Spun toate lucrurile acestea pentru că în această dimineață am citit câteva versete dintr-un fragment mai, mai lung despre niște ucenici ai lui Ioan care l-au auzit pe Ioan ținând o predică și după aceea s-au dus după Domnul Iisus Hristos și au rămas în ziua aceea cu El. Au decis să petreacă un timp cu Domnul Iisus Hristos. Ma, vreau să vă întreb, frate și surori, în afară de momentele acelea de ritual, dacă vreți, obișnuite, când ne spunem rugăciunea noastră în virtutea inerției, ne-am pus deoparte timp să petrecem cu Dumnezeu în modul cel mai serios? În ziua aceea au rămas la El, era cam, cam pe la ceasul al zecelea, În ziua aceea au rămas la El și au petrecut un timp cu El. Și mai sunt aici în textul acesta persoane care au petrecut timp cu Isus altfel. Andrei l-a chemat pe Petru, a venit Petru și a petrecut timp cu Isus, Filip l-a dus pe Natanel, a petrecut timp cu Isus. E important să petreci timp cu Isus, să petreci timp cu Dumnezeu, frați și surori. Nu acela în virtutea religiei noastre, tradiției noastre inerție noastre spirituale. Și în modul cel mai conștient să punem deoparte timp să stăm noi și Dumnezeu. Ei, vreau să predic în această dimineață despre valoarea unui timp petrecut cu Domnul. Și Dumnezeu din ce să ne ajute ca, dincolo de aglomerările vieții acestea, să pricepem că e valoros să avem timp petrecut cu Dumnezeu, timp petrecut cu Domnul, valoarea unui timp petrecut cu Domnul. În ce constă această valoare? Dragii mei, timpul petrecut cu Domnul este ocazia în care punem în practică o credință, credința noastră spirituală. Poate întrebați credință în ce? În textul acesta spune, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au auzit aceste vorbe. Ce vorbe? Dacă vreți, predica cea lui Ioan care a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și când au auzit această predică, acest mesaj, dragii mei, oamenii aceștia au crezut, e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vrem să petrecem timp cu el, sau la după el. M-am frământat mult în ultima perioadă gândindu-mă la impactul pe care îl are sau nu are predicarea din biserica aceasta asupra noastră. Prim să ascultăm predici. Mai chemăm invitați din când în când, musafiri care au chemare de la Dumnezeu să predice. Care este impactul Cuvântului lui Dumnezeu? Oamenii aceștia, când au auzit un mesaj s-au dus să petreacă timp cu Domnul pentru că au crezut și acest timp cu Domnul a fost rezultatul credinței pe care au avut-o că Iisus este mielul lui Dumnezeu. Ce impact are mesajul predicat în biserica aceasta asupra noastră? Când îmi pun deoparte timp să fiu cu Dumnezeu, am momentul acela, dragii mei, în care îmi aplic credința mea că Dumnezeu există. Și că, dragii mei, este important să petrec timp cu el, dragii mei. Este persoana cu care se merită să petrec timp. Hai haideți să fim serioși. Cât de mult petrecem timp cu lucruri cu care nu se merită să petrecem timp? Se întâmplă lucrul acesta. Cât de mult petrecem timp cu persoane cu care nu se merită să petrecem timp? E pierdere de vreme. Și dincolo de faptul că e pierdere de vreme, s-ar putea unor dragi mei să ne dăuneze din punct de vedere spiritual, să petrecem timp cu cine n-ar trebui să petrecem timp. Dar când cred că Dumnezeu este Dumnezeu, când cred că este stăpân peste toată creația, că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a coborât în această lume să ne mântuiască, dragii mei. Și cred că El este ceea ce zice că este. Este persoana cu care merită să petrec timp. Pentru că, dragii mei, El răspunde nevoilor pe care eu le am. El răspunde nevoilor pe care dumneavoastră le aveți. Și Dumnezeu din cer este dispus, dacă vreți să folosiți expresia asta, aceasta, să-și pună deoparte timp pentru dumneavoastră, pentru noi. Domnul Iisus Hristos era în călătorie într-o zi și a intrat undeva într-o cetate și la marginea drumului era, era un orb care atunci când a auzit că trece Iisus a început să zice Iisus e fiul lui David, ai milă de mine! Iisus e fiul lui David, ai milă de mine! Și, și striga și mai tare! Și încercau ucenicii să zic, auzi, nu are timp, e ocupat, e mulțimea după el. Vreau să vă întreb, și-a făcut Domnul timp pentru orbul ăsta? să aibă un timp în care Bartimeu să petreacă timp cu Isus, să le libereze, dragii mei, de suferința pe care o avea, pentru că Isus, pentru că Dumnezeu este persoana cu care se merită să-ți pui deoparte timp să petreci cu El. Dumnezeu să ne binecuvânteze la locul acesta, dragii mei. Vă duc un pas mai departe. În al doilea rând, timpul acesta petrecut cu Isus este valoros pentru că este timpul în care aflăm că noi suntem foarte bine cunoscuți. nu e așa că în societatea în care trăim, în comunitatea în care trăim, în biserica în care trăim, încercăm să ne facem cunoscuți cam cum am vrea noi să ne facem cunoscuți. Adică să ne protejăm cât de cât imaginea, să fie o imagine frumoasă. Și, dragii mei, pentru asta punem adeseori o mască și -o zic oamenii ce om de treabă. Dar masca e de treabă. Nu? Ce om credincios! Dar masca, dragii mei, ne duce la concluzia asta. Noi nu putem pătrunde dincolo de mască. Nu vreau să vă întreb. Dumnezeu pătrunde dincolo de mască. Când oamenii aceștia, când Natanael, a ajuns în fața Domnului Iisus Hristos, marea lui surpriză a fost că stă în fața unei persoane care îl cunoaște foarte bine și a zis el către Domnul Iisus Hristos, de unde mă cunoști? De unde mă cunoști? Mă nu suntem la biserică aici. Aș putea spune câte ceva despre fiecare dintre noastre că se vede foarte bine de la învână. Dar ce aș putea spune eu despre dumneavoastră nu este realitate, este ceea ce văd. Dincolo de mască nu pot să văd. Dar stăm în fața unui Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Când îmi pun din timp deoparte, dragii mei, să fiu eu și Dumnezeu. Și începe Dumnezeu să vorbească și îmi spune cine sunt eu cu adevărat, dragii mei aflu în momentul acela, în timpul acela petrecut cu Dumnezeu, că Dumnezeu mă cunoaște în mod desăvârșit. Știe cum mă cheamă. Vechiul Testament, dragii mei, sunt situații în care Dumnezeu din cel a strigat, a strigat pe niște oameni de aici de pe pământul acesta pe nume. Avrame! Avrame! Moise! Moise! Dragii mei, când cineva îți spune pe nume, fără ca tu să Faci cunoștință cu persoana aceasta, îi spui cum te cheamă, dragi mei. Înseamnă că este cineva interesat de tine și cu ochii pe tine. Când Dumnezeu te cheamă pe nume, când Dumnezeu mă cheamă pe nume, înseamnă că am de-a face cu un Dumnezeu care este cu ochii pe mine, interesat de mine și interesat de noi, de toți. Și înseamnă când mă cheamă pe nume, înseamnă că vrea să inițieze un dialog cu mine, ca în Vechiul Testament, cu Avram sau cu Moise știe cum mă cheamă. Dumnezeul acesta, dragii mei, atunci când petrec timp cu el, mă face să pricep că știe pe unde umblu în viață. Dragii mei, dacă m-ați întrebat bună oră, sau dacă v-aș întreba eu pe dumneavoastră pe, umblă, pe, unde vă umblă copiii, vreau să vă întreb, știți în detaliu pe umble, unde vă umblă copiii? Știți așa în mare? Dar n-ați putea spune la ora cu unde este băiatul meu, unde este fata mea, unde este adolescentul meu, unde este adolescenta mea. N-ați putea spune cu exactitate, dragii mei. Dar Dumnezeu știe pe unde umblă fiecare dintre noi, în fiecare secundă a vieții. Când s-a dus Iehazi, a fugit după Naman să, să primească cadoul acela pe care Elisei a vrut să-l primească, s-a întors înapoi și a zis Elisei, pe unde a umblat? Și a zis, n-am fost nicăieri. Ca un copil pe care îl întrebi unde ai fost și zice, n a fost nicăieri. Și tu te mulțumești cu n-a fost nicăieri, dar, dar, el a fost de fapt undeva. Și a zis Elisei, n-a fost Duhul meu cu tine? Nu știu pe unde ai umblat? Pentru că Dumnezeu a descoperit. Știe Dumnezeul acesta cum te cheamă, știe cum, pe unde umbli, știe pe unde îți petreci vremea, cu ce îți petreci vremea, știe cu ce te ocupi. Știa Dumnezeu că Moise paște turma, știa că Elisei e la arat, știa că Petru e l-a pescuit și dacă Dumnezeu știe pe unde să petreci vremea, Dumnezeu știe unde să te caute. Și te caută acolo. Cum i-a căutat pe ucenici pe la mare sau în, altă parte, știe unde să te caute. Dar mei, ei când îmi pun parte timp să petrec cu Domnul, în acest timp aflu, dragii mei, că sunt în fața unei persoane care mă cunoaște în mod desăvârșit și n-am unde să mă ascund. De oameni s-ar putea să mă ascund, să mă duc undeva, să arăt cumva, să pozez într-o anumită, într anumită, stare, dragii mei. De Dumnezeu n-am unde să mă ascund. Și atunci trebuie să stau înaintea lui așa cum sunt. Cum zicea eu la un moment dat, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărnă și cenușă. N-am unde să mă ascund. Timpul ăsta e valoros, pus deoparte, petrecut cu Dumnezeu, dragii mei, pentru că acolo am ocazia să aflu că sunt foarte bine cunoscut de Dumnezeul acesta. Dar mă duc un pas mai departe, dragii mei. Timpul ăsta e foarte valoros pentru că acolo am ocazia să aflu că Dumnezeu are planuri cu mine. Veniți la biserică, duminică dimineața cei mai mulți și duminică după masă mai puțin și pe săptămână mai puțin. Dar când veniți la biserică? Sau în momentele dumneavoastră de meditare de acasă, meditare la Dumnezeu, v-ați gândit vreodată că Dumnezeu are ceva planuri cu dumneavoastră? V-ați gândit? Faceți rol. Și dacă v-ați gândit, ați reușit să pricepeți ce plan. A Dumnezeu are planul cu David, a avut planuri cu Moise. Dumnezeu a avut planuri cu Pavel, cu Petru, cu mine, un anonim din, din mulțimea asta mare. Are Dumnezeu planuri? Ascultăți-mă, ascultați-mă. Tot ceea ce citiți aici în Biblia asta, nume, persoane, au fost oameni ca și noi care au muncit pentru viața asta. Cum muncim noi? La turmă, la arat, la pescuit, cum era pe atunci? Și pe oamenii aceștia obișnuiți, muncind pentru viața aceasta, Dumnezeu i-a prins în planul lui. Nu pe toți la fel, nu pe toți dându-le aceeași lucrare, aceeași slujbă, dar erau prinși în planul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, stau în fața Domnului oamenii aceștia care au petrecut timp cu Domnul și află că au o misiune, au un plan, sunt în planul lui Dumnezeu, sunt în planul Domnului. Și poate vă întrebați ce plan. Cât de cântat în biserică nu cânt, cât de predicat în biserică nu predic, că nu mă pun frații, poate aș vrea, dar nu mă pun. Da? Cât de recitat poezie nu recit, că altă... Ce plan? Deci, știți care este planul lui Dumnezeu cu mântuiții lui Dumnezeu? Știți? Să fie folositor pentru împărăția cerurilor. Cum? Să începi să depui mărturie despre El, despre Dumnezeu. Auzi, zice Sfânta Scriptură aici că unul dintre cei care a mers cu Domnul și a petrecut timp cu Domnul a fost Andrei, fratele lui, Petru, lui Simon Petru. A început asta să fie folositor. Să depună mărturie despre Domnul. S-a dus acasă la fratele său și a depus mărturie despre Domnul. A fost asta lucrare pentru împărăția lui Dumnezeu, frați și surori depui mărturie acasă la tine. Sau depui mărturie uh, despre Domnul unor cunoscuți. Spune Sfânta Scriptura aici că Filip l-a găsit pe el. Nu știu ce relație de prietenie erau între ei. Filip l-a găsit pe Nathanael și a zis nu uh, am găsit pe Mesia, pe acela despre care au scris Moise, lege și profeții. Pe Iisus din Nazaret. Pentru că omul ăsta când l-a întâlnit cu Domn, pe Domnul Filip și a petrecut timp cu Domnul, am înțeles că are aceasta, e prins în planul lui Dumnezeu, are această menire, această misiune să depună mărturie. Andrei s-a dus acasă, Filip s-a dus la, la, prietenul lui. Sau la alții care sunt, dragii mei, pe care Dumnezeu ți scoate în cale. Ne gândim că suntem prinși în planul lui Dumnezeu? și sorori, ne gândim? S-ar putea să nu pot spune foarte multe, foarte multe cuvinte. Depui mărturie prin cuvinte, dar dacă nu poți. Depui mărturie prin viață. Prin faptele tale, prin comportamentul tău, care este total diferit de tot ceea ce se poate gândi în lumea asta. Că nu poți trăi frumos în această lume. Nu poți îmbrățișa valorile cerului dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu. Ei, când cineva vede lucrul acesta, spunea Spune Sfânta Scriptură, spune Apostolul Petru, să aveți o purtare bună în mijlocul uh, neamurilor, a fără Dumnezeu. Ca în ceea ce vă vorbesc de rău, să laude pe Dumnezeu în ziua cercetelor când vor vedea faptele voastre făcute în lumină. Adică, dragii mei, vă vorbesc de rău. Nu vă pot suferi. Nu pot să fie de acord cu dumneavoastră. Dar la toate astea răspuns cu fapte bune. Și vine o zi în care Dumnezeu o să-l cerceteze, dragii mei, și o să-l slăvească pe Dumnezeu pentru că vede faptele bune. Poate făcute acasă, poate făcute în comunitatea în care trăiești, în imediată ta, ta apropiere. E mărturie despre Dumnezeu. Timpul ăsta petrecut cu Domnul este ocazia în care Dumnezeu îmi descoperă, aflu de la Dumnezeu, că sunt prins în planurile lui Dumnezeu. Uh. Dar pentru asta trebuie să fie timp cu Dumnezeu, să, să, să poți să accepti că ești în planul lui Dumnezeu. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Timpul ăsta petrecut cu Domnul, timpul ăsta pus deoparte, să fie petrecut cu Domnul, este valoros pentru că acolo am ocazia să cresc în cunoaștere spirituală. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos cel mai mult din auzite. Ni s-a spus ceva despre el. Ne-au spus părinții, ne-au spus învățătorii de școală duminicală, ne-au spus profesorii de religie. Am auzit câte ceva, dragii mei, la sărbători. Dar când îmi pun deoparte timp pentru a fi cu Domnul, de la nivelul acesta la care mă găsesc în cunoașterea mea, pot să cresc în cunoaștere, să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu haideți să citesc uh, cuvântul Domnului de aici. Spune așa. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, a zis, ce căutați? I-au răspuns, învățătorule, unde locuiești? Îl cunoșteau ca învățătorul. Ca unul care dă învățători inteligente, înțelepte, care abordează adevărul profunde. Și a venit timpul să stea cu el. Știți când au, când au, plecat de acolo cu ce au plecat în mintea lor, frați și surori? Noi am găsit pe Mesia. E diferență între, între învățătorul și între Mesia să-l cunoști ca învățătorul sau să-l cunoști ca Mesia. Este diferență, frați și surori. Dar dacă nu-ți pui deoparte timp să fii cu el, să-l cunoști în mod personal, I-a chemat Domnul pe, pe ucenici aceia și au stat trei ani și jumătate în prezența Domnului. Au petrecut timp cu, cu Domnul trei ani și jumătate. Știți, la un moment dat zice Domnul către ei, voi cine ziceți că sunt? Cu oamenii care n-au petrecut timp cu mine știu ce zic. Voi știți ce zic oamenii ceilalți. Eu am botezătorul Ieremia, unul dintre proroci. Ei n-au petrecut timp, știu, știu ce știu, din auzite. Dar voi care ați petrecut timp cu mine, ce ziceți? Cine sunt eu? Că e mare diferență între ce cunoaște cineva care nu petrece timp cu Isus și ce cunoaște altcineva care petrece timp cu Isus. Și atunci a zis, Simon Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că a petrecut timp cu Isus. Domnul un moment dat, când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre Faptul că trebuie să mănânce trupul lui, să bea sângele lui, mulți ucenici s-au dus și a zis, Domnul, da, voi nu vă duceți. Voi nu plecați. Voi care ați petrecut timp cu mine, nu plecați. Și atunci a zis, Petru, da, unde să ne ducem? Că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Adică am petrecut timp cu tine și știm cine ești tu. Dragii mei, Timpul ăsta petrecut cu Isus, cu Domnul, cu Dumnezeu, dacă vreți, timpul ăsta ne ajută să creștem în cunoaștere. Nu că predicarea de la biserică nu e importantă, că dacă suntem serioși când se predică cuvântul lui Dumnezeu, creștem în cunoaștere, dacă credem ceea ce se spune din Scriptură. Dar când avem timpul ăsta special, noi și Dumnezeu, ne deci ajungem să creștem în cunoaștere, să ne raportăm corect la El, să Știm că este Domnul nostru, este Mântuitorul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai spun un lucru și apoi, dragii mei, încheiem slujba din această dimineață. Timpul ăsta petrecut cu Domnul e important și pentru că El deschide sau poate deschide o nouă perspectivă înaintea noastră. Haideți să vă citesc ce zicea Domnul către Natanael care a venit și a petrecut timp cu el. Drept răspuns Iisus a zis, pentru că ți-am spus, Că te-am văzut zmochin crezi, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Deci, meu, vreau să vă întreb, retoric vă întreb, dar gândiți-vă, câți dintre dumneavoastră ați văzut lucruri mari de la Dumnezeu? Ați văzut? Pus am pus mi-am pus întrebarea, bine, când Domnul îi zice lui Natana, e lucruri mai mare decât asta vei vedea, înseamnă că până acum ai văzut lucruri mari și o să fie mai mari. Dar ce lucru mare a văzut Nathan, el la Domnul Isus Hristos? Știți ce lucru mare? Că Domnul îi cunoaște secretele. Adică cineva să stea în fața ta și să-ți spună lucruri din viața ta pe care tu nu le-ai spus, nu le-ai mărturisit, e lucru mare asta, frații mei. Este lucru mare sau nu e lucru mare? Te-am văzut înainte ca să te cheme Filip pe când erai sub smochim. de unde mă cunoști? Extraordinar, dragii mei, să vină Domnul să-ți spună secrete din viața ta. E lucru mare. Dar după ce petreci un timp cu el, Domnul îți spune să deschide o altă perspectivă, să vezi lucrul mai mari. Vreau să vă întreb. Se poate deschide perspectiva asta înaintea noastră să vedem lucruri mai mari? Dar câți dintre dumneavoastră vă doriți lucruri mai mari? L-am auzit recent pe un slujitor spunând că în urmă cu mai mulți ani de zile și-a făcut o listă de rugăciune. Și-a pus pe lista asta de rugăciune mai multe nume de oameni care nu erau mântuiți, nu erau întoși la Dumnezeu. Și s-a rugat, și s-a rugat, și s-a rugat și a spus așa. După câțiva ani de zile, toți s-au întors la Dumnezeu. E lucru mare asta. Adică să-ți pui pe lista de rugăciune niște nume, persoane, și în mod serios să stai înaintea lui Dumnezeu, să te rogi, pentru că vrei ca persoanele acelea să fie mântuite. Și a zis el, după câțiva ani de zile, toți s-au întors la Dumnezeu. Ăsta e lucru mare. Dar vine Scriptura și zice, mai mari lucruri decât ăsta poți să vezi. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul lucrurilor mari. Deci, frații mei, aș vrea să ne gândim la lucrurile mari pe care le-am văzut. Să ne punem timp deoparte să petrecem cu Domnul, pentru că asta ne deschide perspectiva lucrurilor mai mari. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul lucrurilor mari. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea Domnului. Pe lângă ceea ce ni s-a predicat din Psalmul 74, aș vrea să ținem minte, dragii mei, și de faptul acesta că noi ne putem alege partea asta bună să punem deoparte timp să stăm cu Dumnezeu. Că e valoros lucrul acesta. Că ne deschide o perspectivă, dragii mei, să vedem ce n-am văzut până acum. Să experimentăm ce n-am experimentat până acum să vedem lucruri mari de la Dumnezeu, mai mari decât am văzut până acum. Și în felul acesta Dumnezeu să fie slăvit în viața personală, în familie și în comunitatea în care ne găsim, dragii mei. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.